Da, ne ținem de promisiune, este cod roșu la energie, nu puțin români sunt nevoiți să plătească facturi uriașe într-o criză de proporții, iar guvernanții par că nu reușesc să gestioneze această situație, deși promit. În vreme ce politicienii se ceartă și se plimbă prin fața camerelor, în încercarea disperată de a-i liniști pe români cu promisiuni, aceștia din urmă se gândesc cu groază la ce va urma. Facturile uriașe la curent și gaze continuă să-i șocheze pe români. O familie din Alba Iulia a rămas uimită după ce a primit o factură de 739.000 de lei. Furnizorul de energie electrică a trimis factura la finalul lunii iunie, pentru un apartament în care nu mai locuiește nimeni de mai bine de două decenii. Astfel a fost estimat un consum halucinant de aproape 1 milion de kWh în perioada 28 mai-27 iunie 2021. O altă familie, tot din Alba, a primit o factură de 40.000 de lei la electricitate. Furnizorul susține că ar fi vorba despre o regularizare, după ce nu s-ar fi citit corect contorul de 5 ani. Am crezut că îmi fuge pământul de sub picioare. Zic, ce e aici? Ce-i cu suma asta? Ei susțin că nu s-a citit contorul timp de 5 ani corect. Este un contor care are o rotiță care ultima cifră s-o tot învârte. Și o zic că la contorul care l-avem, și aia se citește, dar de timp de 5 ani nu au citit-o. Și la Sibiu, un cuplu s-a trezit cu o factură la curent a cărei valoare a depășit 130.000 de lei. După mai multe plângeri către compania de electricitate, a fost schimbat contorul. Iar un pensionar în vârstă de 94 de ani a primit o factură de 10.000 de lei pentru o singură lună, cu toate că locuiește într-un apartament cu doar două camere. Autoritățile statului se rezumă la a veni cu recomandări pentru cei care ajung în astfel de situații. O reclamație la ANR, dacă dorește să implice ANR-ul, dacă dorește să o rezolve amiabil cu furnizorul, direct la furnizor, dacă observă că nu se rezolvă la furnizor, la ANR. În contextul scumpirilor din energie, ministrul muncii a făcut și o gafă. N-am o lampă a lui Aladin în care să privesc și să vă spun cum vor crește prețurile. Între timp, o mare companie de furnizare a energiei electrice a anunțat verificări după ce mai mulți clienți au primit facturi uriașe. Furnizorul va analiza inclusiv istoricul de facturare. De altfel, ministrul energiei le-a cerut reprezentanților companiilor de utilități să ia măsuri astfel încât consumatorii casnici să nu mai primească facturi de milioane de lei. Da, începem această discuție. Doamna Dorina Barcari, reprezentantă Asociația pentru Drepturile Pensionarilor. Bună seara! Foarte contrariată, doamna Barcari, încă de la început am vorbit. Veți vedea de ce este. Doamna Silvia Vlășeanu, director executiv Henro, acum Asociația Producătorilor de Energie Electrică din România. Practic ați ieșit de pe partea de furnizor de utilități, așa că sunteți mai liniștit acum? Vă rog la microfon. Am venit în calitate de expert în energie, mai puțin o să vorbesc despre producător, deci am acum imaginea, să zicem, a întregului sistem, nu că n-aș fi avut-o până acum, dar vorbesc pentru sistem la modul general, pentru sistemul energetic. Da, și vă mulțumesc foarte mult, domnul Adrian Câciu, economist, și în continuare în platou, domnul Cristian Vasilache, avocat și expert în economie. Și avem un caz despre care vom vorbi, sper că avem și legătura telefonică. Bună seara! Este o doamnă, practic un beneficiar al unui contract de energie, un cetățean român, care a primit o factură de, atenție, 6.000 de lei. Și, odată cu ea, o somație de la o firmă de recuperare a datorilor. Doamnă, vă rog să ne explicați mai bine ce ați primit, ce ați văzut acolo și apoi dezvoltăm subiectul. Sărut, bună! Bună seara! Bună seara! Până astăzi aș fi putut fi una din potențialele victime ale liberalizării prețurilor din energie, și anume faptul că am primit o factură de 6.049 de lei și în urma luptei pe care am dus-o cu plângeri, sesizări peste sesizări, drumuri și telefoane, s-a remediat pentru moment, să zicem, greșeala, iar acea factură era de fapt 60 de lei și 48 de bani, fiind o greșeală, cum mi-au spus cei din compania respectivă. Aștept zilele următoare să vină și o altă factură cu și cea de 6.049, urmând să fie anulată, așa cum au promis. Ce să zic, nu am să dau momentan numele companiei. Scrisoarea aceea de la firma de recuperare,
a datoriilor, și a creanțelor? La urmă de recuperare, bineînțeles, mi-au trimis o mască să plătesc până la o anumită dată factura, pentru că altfel voi... Când a venit odată cu factura, acea scrisoare sau cum? Da, într-o scrisoare, da, într-o scrisoare. Într-o mesaj, scrisoare? Și mesaj telefonic. Era altă scrisoare, probabil, că n-aveai cum să vină în același timp. Da. Și vreau, ce să vă spun, vreau să atrag atenția asupra faptului că în situația mea poate sunt mii de oameni care nu pot sau nu știu cum să procedeze, unde să se adreseze pentru a-i se face dreptate. Și în cazul ăsta sunt bun de plată, vă dați seama, sau mai rău, îți pot pierde casa, pentru că trăim de, în România. Da. Cum ați primit, răspunsuri de la... Stați o secundă. Ați primit răspunsul de la companie că s-a rectificat? Aveți garanția? Am primit mesaj că s-a rectificat. Mesaj? Și a fost o greșeală de virgulă. Și, de fapt, nu e 6.048 lei, este 660 lei și 48 de bani. Deci e un mesaj. E bun, e fără. Da, și o să zile următoare mi s-a scris că o să primesc și factura modificată. Adică mi se anulează factura aceea veche, dar am umblat foarte mult. Vă dați seama, de două săptămâni mă chinui. Cu telefoane, cu sesizări, cu umblat pe drumuri. Dar rog toți cei care sunt în situația mea să nu aștepte și să lupte de răzputeri. Pentru că știți cum e. După mine, eu cred că ce se întâmplă factura, de fapt, e furt calificat din buzunarul omului. Și cu bună știință, pentru că, să fim serioși, hai, greșești o factură, greșești două facturi, dar nu mii și mii, pentru că ăsta este un jaf premeditat, așa îl consider, jaf premeditat. A trebuit acuzat de abuz în serviciu și de furt calificat din buzunarul omului. Haideți să o lămurim puțin. Nu se mai poate, pentru că în situația de față, cei care ar trebui să guverneze, de fapt, nu guvernează. Ei s-au, cum să vă spun, s-au... Nu știu, s-au format în niște triburi acolo în Parlament și care mai de care luptă pentru ciolană. În niciun caz nu le pasă de popor că suferă, că mor copii de foame, bătrânii mor de lipsă și boală, nu le pasă că pădurile mor și așa mai departe, că grânele tări se duc în străinătate și căciufuitoare de energie au liber la japuri, ce să mai... De fapt, asta înseamnă liberalizare, liber la japuri. Jaf din buzunarul public al omului, din buzunarul omului. Asta înseamnă liberalizare. Nici de cum îmbunătățirea traiului românului și micșorarea facturilor. Dacă nu tot vorbim despre energie, doamnă, cât v-a crescut tensiunea în momentul în care ați văzut factura? Vai de capul meu, băi, tensiunea cred că îmi crește fiecare zi când aud de fel de cazuri. Nu vă mai zic că am și vecine care plăteau până mai ieri la o amărâtă de garsonieră în jur de 30 de lei. Astăzi devine 170. Păi vă dați seama, asta înseamnă că a trebuit de aproape 6 ori crescută factura. Este. Da. Ce să mai? Vă rog să rămâneți puțin în telefon, să discutăm și în platou, doamna Vlășceanu, în calitate de expert în energie, trebuie să ne lămuriți. Da, acum problema facturilor eronate care ajung la clienți nu a apărut după liberalizare, după 1 ianuarie. Întotdeauna au existat facturi greșite. Până la urmă trebuie să vă gândiți că și furnizorii în spatele firmelor de furnizare sunt tot oameni. Sisteme informatice care uneori dau greș. Este adevărat că după liberalizare s-au schimbat, fiecare și-a schimbat, sau mare parte dintre consumatori și-au schimbat contractele. Vorbim despre 8 milioane de consumatori la energie electrică și aproape 4 la gaze naturale. La fel de adevărat este că e suficient să ai 2-3 facturi eronate, reclamații care ajung pe posturi și deja se creează la nivelul autorității de reglementare. Chiar am auzit o statistică, au 10.000. Au 10.000 de reclamații. Păi, 10.000 la 12 milioane de clienți energie electrică și gaze reprezintă sub 1%. Eu nu zic, niciunul n-ar trebui să fie până la urmă nemulțumit de prestația furnizorului său. Dar sunt și erori umane, într-adevăr. Pe de altă parte, sunt clienți care, consumatori, care, într-adevăr, au posibilitatea, într-un anumit interval din lună, să-și transmită indexul contorului. Chiar li se recomandă ca să nu fie consum estimat. Citirea nu se face lunar, depinde și ce tip de contract au. Citirea nu se face oricum lunar, dar au posibilitatea să își trimită indexul contorului. Și clienții, de cele mai multe ori, pot să greșească
când nu văd virgula de pe indexul contorului. Deci sunt tot felul de cauze. Nu are legătură cu liberalizarea încă o dată, nu este legată această greșeală pe care apare în sistemul unui furnizor, nu e legată de liberalizare. Mai degrabă le-aș considera niște erori umane de ambele părți, dar, pe de altă parte, nu trebuie să intrăm în panică când suntem deconectați imediat sau se întâmplă. Imediat trebuie făcut-o, dacă considerăm că, într-adevăr, 6.000 și s-a pus o virgulă aiurea sau nu s-a pus unde trebuia, trebuie corectată imediat. Se ziza furnizorul, iar el va lua, va ține seama un furnizor serios. Cumva, din păcate, au apărut aceste erori, s-au îndesit acum, după liberalizare. Doamnă, dumneavoastră citiți contorul? Da, mereu. Știți să-l citiți, da? Nu s-a întâmplat nicio greșeală. Până acum nu s-a întâmplat nicio greșeală. Deci exact indexul pe care îl dădeam eu sau îl citeau ei la regularizare, era corect. Acum, dacă doamna nu făcea vreo reclamație, credeți că furnizorul își dădea seama că a făcut o eroare? Bineînțeles că nu-ți dădea seama. Este un fel de, știți că și în presă se mai fac acele știri clickbait sau cum se numesc, da? Să te atragă. Dacă pici. Eu n-aș merge, da, la bază poate să fie o eroare umană. Dar să fie ea de eroare umană, dacă vreunul de acolo are vreun interes să o descopere preventiv înainte ca cel păgubit să pățească altfel. Sau să simtă dacă sau doamna, să reclame. Dacă doamna n-a alergat 2 săptămâni, că este o persoană ce vede vivace, este cu energie, dar e cineva blocat în casă, ăla cum în să acest, da, alerge aici este la altceva. Furnizorul acum și ANR-ul, dacă ne ascultă, ar trebui să-l verifice dacă sistemul său informatic, pentru că aici este vorba de o eroare de sistem. Că la baza stat un om, că la baza stat un... De o virgulă automată, are procedurile necesare ca astfel de erori să nu se mai petreacă. Chiar furnizorul ar trebui să fie interesat. Din păcate, în România, furnizorii sunt atât de mari, vorbesc de cei mari, nu vorbesc de cei care se luptă să intre pe piață, încât nu le pasă că pierd un consumator. Afară, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, ar face orice ca sistemul lor să fie aproape de perfecțiune și te-ar ruga. De fapt, vedeți, asta se întâmplă în telefonie, unde este o concurență acerbă, în care aleargă după tine numai să nu te piardă. Da. Dacă e să discutăm de telefonie, ce se întâmplă pe piața de telefonie? Aici discutăm totuși de companii de stat și aici vorbesc de hidroelectrica. Hidroelectrica furnizare, care au fost deja amendate de ANR exact pe această liberalizare. Deci nu putem discuta că numai companiile private au o anumită vină. Discutăm și de companiile de stat. Hidroelectrica, cam 80%, este deținut de Ministerul Energiei. Iar domnul ministru al Energiei a fost astăzi și a spus că, domnule, s-ar putea să avem vreo 10 milioane de consumatori vulnerabili. Să găsim o schemă de ajutorare încă din noiembrie. Deci vă dați seama nivelul care se află la masa guvernului, cam cum s-a ajuns cu acest calcul. Pe subiectul care îl avem, într-adevăr, a fost o eroare, pentru că dacă nu era eroare, nu se regla prin acel SMS care l-a spus doamna. Când a alergat doamna. Bun. Într-adevăr, când apare o eroare, într-adevăr, clientul trebuie să meargă spre furnizor să atenționeze lucrurile astea. Dar vă spun de ce. Pentru că sistemele sunt toate electronice, este un sistem, iar toți comunicăm indexul la un robot. Nu comunică nimeni la un... Se poate apărea acolo erori. Trebuie să găsim o soluție care să reglăm... Îl introduci în sistem, pentru că îl introduci în sistem, nu nici măcar la un robot care să te... Îl introduci în sistem, dar... cu mânuța ta și atunci n-ar trebui să existe niciun fel de eroare dacă sistemul informatic să presupune că s-a comunicat greșit sau, nu știu, sistemul era greșit, uite, se pot face o reglare. Dacă îmi permiteți, o să vă dau exemplele mele, pentru că cel mai bine le trăiești tu. Corect, e așa. Le-am reglat, evident, că, na, nu sunt chiar nedus la biserică. Și la gaz, și la electricitate a trebuit să-mi schimb contractul concurențial. Adică corect. Eu sunt pe piața concurențială de un an și ele expiră în septembrie. Că am ascultat și eu autoritățile, m-am mutat mai repede decât termenul ca să nu plătesc mai mult. În afară de faptul că prețurile pe noile oferte mi-au venit mai mari. Asta clar. Și am plecat și am studiat și eu piața, de la Opcom în sus, că nu m-am uitat în producție. Că pot să înțeleg producția până la bursă, dar de la bursă încolo pot să înțeleg doar specula la furnizor. Bun. Deci dacă dânsul înțelege. Așa. Dar ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă o regularizare, pentru că asta e un caz care se întâmplă la foarte mulți, la închiderea contractului vechi pentru contractul nou, da, se face o regularizare. Acolo e problemă. Așa e. Ce se întâmplă? De exemplu, cel mai mare furnizor de energie electrică are un pui.
Ca așa se știe cum e, ca să nu se vadă profiturile doar la unul, se numește E și distribuție. Da, da, da. Care, ce ar trebui să facă? Eu când trimit ultimul meu index, să verifice dacă ultimul meu index este corect. Adică să citească și el, că e regularizarea de final. Ce să vedeți? Regularizarea mea de final a venit mai mare decât tot anul de consum. Păi, haideți să... Așa acolo vă îngropa cu factura. Haideți să exemplificăm puțin. Pentru că a fost din birou. Evident. Păi s-a văzut acolo. Evident. Da, acolo s-a văzut exact. A fost din birou făcut. Iată o factură. Să citească și... Corect. Luăm un caz. Corect. Luăm un caz. O factură reală. Nu prezentăm furnizorul și așa. E un coleg de-al nostru care a plătit luna trecută 152 de lei. Luna aceasta i-a venit de plată 975. Da, fără TV. Bun. Luna trecută cât a spus că a plătit? 152. Deci, 152. Diferența este enormă, pentru că nu poți să ai o diferență. Deci... Vă rog la microfon, doamna Vlășeanu. Ce ar putea să fie? Regularizare? Da. Da. Bun. Păi și dacă, corect, nu s-au citit, dacă nu s-a citit în ultimele 6 luni, poate să apară o situație de genul ăsta. Da, da. Astea păi sunt două chestiuni aici. Sunt estimările și regularizările. Varianta 1. Poate să fie. Puțin probabilă că bănuim... Colegii îmi spun că s-a citit în fiecare lună. Așa. Ori... Nu? Ori contractul încheiindu-se a fost acea citire din birou, adică distribuitorul a pus un index estimând el că asta ar fi fost consum. Și atunci a trebuit reclamată. Domnule, în momentul când ar apare situația care o spuneți dumneavoastră, într-adevăr, mai mare, pot fi amendați pe aspectul ăsta. Automat. Deci asta e clar. Nu respectă legea. Dar nu va fi amendat. Doar deci distribuitorul. Citirile de contoare le face operatorul de rețea, operatorul de distribuție. Citirile se fac la maxim 6 luni. El, contorul e a lui și rețeaua este... Contractele sunt toate la 6 luni, că nu poate să vină fiecare lună. Exact, pentru că sunt costuri. Cum. Dacă prin contractul de furnizare eu am optat pentru o citire la 2 luni, la 3 luni, se schimbă se poate. Corect, se poate. Așa. Dar ai și un cost în plus. Acum, într-adevăr, regularizarea se face în momentul în care se face citirea propriu-zisă. Pot să apară facturi de genul acesta. De ce? Pentru că în cazul în care nu există citiri, factura se emite pe baza consumului din luna identică anului precedent. De anul precedent, se corect. Compară cu luna din anul trecut. Așa este. Așa este posibil ca în luna respectivă, într-adevăr, să fie avut un consum redus, ai fost în vacanță, n-ai stat acasă, diverse. Și se întâmplă să vină o astfel de regularizare. O veste bună însă este că de la 1 ianuarie 2022, la încheierea contractelor, deja se încheie cu această regulă, clientul încheie cu furnizorul și o convenție de consum lunar și estimează tu client, eu voi consuma luna asta 50 de kWh, luna februarie 60 și așa mai departe. Și se vor emite facturi raportat la această convenție pe care tu ți-ai asumat-o. Parcă era ca și înainte și acea convenție. Da, oricum apare regularizarea. Este bună, dar dacă nu se face estimarea corectă, apare regularizarea. Dar clientul trebuie să fie atent că în cazul în care această convenție de consum și o subestimează, pentru că o să apară regularizarea și tot acolo. Îi va veni o factură de regularizare când se va face citirea la 6 luni. Tot mare. Acest mecanism să-și uniformizeze. Eu o să-l spun direct. E prima oară când îl aud. Eu am făcut contract și nu mi s-a făcut, dar dacă se face și se introduce și s-a reglementat acest mecanism, este o păcăleală făcută de ANR împreună cu furnizori. Pentru că atâta timp cât eu am contor și îți dau citirea în fiecare lună, îmi facturez cât ți-am dat. La 6 luni, vii și verifici dacă eu ți-am zis corect. Dacă tu mă pui pe mine să estimez, vă dați seama, suntem 6-7 milioane de persoane, unii se pricep, alții nu. E adevărat, da. Și unul spune, păi eu cred că am consum vreo 300 de kW, de fapt el consumă 50, dacă nu știe să citească factura, poate nu vede, sau poate nu știe. Și s-ar putea pârli singur, ca să spun într-un termen neacademic, estimându-și un consum mai mare decât avea. Și îl va plăti în avans. Și mai este o regulă pe piața energiei, care iar la fel ANR-ul cu furnizorii ar trebui să taie pisica asta, este faptul că banii care ajung la furnizor nu se returnează. Se scad din facturile viitoare. Corect. E un fel de credit furnizor, ceea ce iar este incorect față de consumator. Plătești și se scade în următoarele facturi. Lucruri care eu nu cred că sunt bune pentru, mai ales în situația în care avem prețul explozia. Păi, vorbim de credit furnizor. Dumneavoastră vă gândiți la
exact la modul în care clientul, în general român, adică la majoritatea clienților, că este o problemă, s-ar putea să fie o problemă de estimare. Da. Și într-adevăr, pot apărea costuri suplimentare care nu ar putea să le suporte. Dar asta prima, e clar. Prima opțiune, acum ca să mă fac mai bine înțeleasă, prima opțiune în cazul în care clientul citește lună de lună și transmite indexul în intervalul pe care îl are pe factură, rămâne autocitirea. Eu v-am spus de convenție în cazul există o posibilitate. Client nu-și citește. Și acolo îmi spun colegii că a fost citit pentru a șaptea. E foarte importantă precizarea dumneavoastră. Doamna, mă întorc la dumneavoastră puțin pentru a nu vă ține foarte mult la telefon. Ce veți face în continuare dacă vă mai apar asemenea facturi? Dacă mai apar asemenea erori în ghilimele, bineînțeles că o să o luăm mai departe. Dar eu sper să nu mai apară, pentru că acea eroare, după mine, a doua oară ar fi intenționată. Și așa prima, nu știu dacă este intenționată. Eu cred că e intenționată și prima. Dar hai, să zicem, treacă meargă, că acum s-a remediat problema. Dar referitor la autocitire, păi noi avem dreptul să ne dăm indexul autocitit. De ce să plătim estimat din luna, din anul care a trecut, din moment ce eu îți dau indexul autocitit? Deci dreptul acesta nu vi-l ia nimeni, să știți. Rămâne în continuare acest drept, îl aveți în continuare. E doar o posibilitate pentru clienți care nu sunt atât de conștiincioși sau uită să trimiți autocitirea pentru cei, exact, nu sunt în țară. Deci pentru alte situații decât pentru clienții care nu transmit indexul autocitit. Da. Acum, și se pune problema felul următor. Ce se întâmplă cu cei care nu reușesc să rezolvă problema? Acum am rezolvat eu. Bineînțeles că dacă eu nu umblam atât cât am umblat, fiți convinsă că rămâne. Exact ce spunea și doamna Borgari. Credit furnizor pentru următoarea factură când o să o citi sau când o să vină cel care să regularizeze. Mai exact, să înțeleagă toată lumea, rămân banii acolo, practic. Credit furnizor. Și vi se scad după. Plătească, că altfel îi taie curentul și vezi, doamne, e plătit în avans. Nu o să-i taie imediat. Nu. Haideți să lămurim un pic și cu restituirea sumelor plătite în avans. Deci, pentru sumele plătite în avans, sunt situații și situații. Clienții își plătesc prin diverse modalități facturile. Pot să-l plătească online, pot să plătească la ghișeu, prin cont bancar și așa mai departe. Furnizorul, ca să restituie suma, el trebuie să aibă unde să restituie, un cont bancar. Nu toți clienții își dau aceste date furnizorului. Deci iată, avem pentru exemplificare și aici. Poate? Deci a fost citit, vedeți, data, acum indexul. Dacă îmi permiteți, totuși, problemele de genul acesta sunt probleme marginale în zona energiei și a prețurilor. Cea mai mare problemă este explozia prețurilor. Corect. De la bursă la consumator, prin intermediar. Și vă dau o cifră. Prețul la termen, la momentul ăsta, pentru decembrie, suntem încă în septembrie, este 283 de lei kilowattul. Nici o ofertă nu vine sub 349 de lei kilowattul. Deci o diferență, un ecart, de la 20%, 21%. Dar ofertele, de exemplu, celui mai mare furnizor de energie electrică sunt de 575 de lei kilowattul. Pățania mea, lumea știe. Dublu. Am rezolvat-o, m-au sunat cei de la Enel, am găsit o soluție, mi-au dat cea mai mică ofertă, o chestiune foarte urâtă, ca furnizorul tău să-ți dea cea mai mare ofertă în loc să-ți o dea pe cea mai mică, tu fiind client. Normal, că erai clientul. Acolo este marea problemă, pentru că aici, din punctul meu de vedere, eu pot să înțeleg un adaos comercial de 20% la un intermediar, până în 20% sau, da? Deși e mare 20%. Dar enormă. Deci până la 50%, la 60% și la gaze avem explozii foarte mari de diferența dintre bursa de la Viena și 100%. Prețul din ofertă, nu pot să-l înțeleg și e nejustificat. Iar din punctul meu de vedere, dacă ANRE-ul și cu furnizorii nu vor găsi o formulă să stopeze creșterea de prețuri, pentru că vom avea creștere de prețuri și în trimestrul 1 anul viitor, a fost deja anunțată la gaze cu 25%, adică e o chestiune care merge în cascadă, atunci statul trebuie să vină să taxeze profitul sau specula, profitul suplimentar. Deocamdată pentru spune că să vă spun ce se întâmplă și aici închid și cer scuze că mă lipesc, dar oamenii trebuie să știe. Cel mai mare furnizor de energie nu este român. Nici unul, nici altul, nici de gaz, nici de asta. Din păcate, dacă aș vedea profitul lor realizat pe spinarea noastră, băgat în bugetul statului, adică impozitul, și făcute autostrăzi, a zice, dar statul primește doar 2% din randamentul acestui furnizor.
Ajungem... Restul se exportă venituri. Ajungem la ordonanța 114. Adică noi, de fapt, acum plătim o factură care merge în Germania, în Austria, în Franța. Da. Asta este. Vă rog, ca să încheiem discuția cu dumneavoastră, mulțumesc. Mai am o întrebare și vă las. Aveți un avocat, am înțeles, un distins avocat în platou. Mai mulți vecini m-au rugat să, dacă intru în direct de astăzi, să rog pe domnul avocat, dacă o să aveți un avocat în platou, să ne explice, bine să știu, cam știu despre ce este vorba, să ne explice ce înseamnă legea consumatorului vulnerabil. Asta urmează să fie promulgată, deocamdată nu este. Nu înțelege ce înseamnă. Bun. Da. Urmează să fie promulgată de către Parlament. Încă nu s-au decis. Încă nu s-au decis, urmează să vedem dacă va fi promulgată forma finală și vedem de când va intra în vigoare. Trebuie să urmăriți, da. Să urmăriți subiectul. Ok, o seară bună. Mulțumim. Important este acum, în situația asta, care este atât de gravă, atât de generalizată, atât de pe toată țara și pentru toți cetățenii, nu mai este legea consumatorului vulnerabil, că suntem toți vulnerabili. Păi este suntem 10... Nu, estimare ca să înțelegeți. Reglementarea acestor creștere... A venit estimarea de la Ministerul Energiei. 10 da? Milioane de există consumatori vulnerabili. Există articolul 4 aliniatul 3 din legea concurenței, care spune că în situația unui oligopol și în care piața are disfuncții, și acum suntem într-o zonă de disfuncție și de producție din perspectivă, dar trecem încă o dată, vreau să mă refer de la bursă în sus la intermediari, se poate plafona prețul până când lucrurile intră într-o normalitate și reglementarea. Este adevărat. Numai puțin intră în discuție și profesorul de economie, Cristian Păun. Este criză energetică în momentul ăsta. Nu aveți stocuri de gaz. În momentul ăsta aveți o criză energetică pe care nu o recunoașteți ca furnizori. Bună seara, domnule profesor. Ne păcălim. Bună seara. Mă uitam și la o factură, o să o prezentăm și pe ecran. Au prezentat-o toate televiziunile, a apărut în toată presa cu factura record pe undeva prin Alba, de unde sunteți. Da. Am văzut. Acum trebuie foarte, foarte clar înțeles că noi avem probleme diverse legate de piața energiei. În primul rând avem niște resurse la Marea Neagră de gaz pe care nu le exploatăm și le ținem efectiv ca fraierii acolo și am alungat investitorii care vroiau să facă treaba aceasta exact prin măsurile menționate mai devreme în platou, suprataxându-i, taxându-i, lându-le tot, mergând pe ideea că, domnule, știm noi mai bine ce profituri fac ei aici. Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile acestea, părerea mea. Deci noi avem niște gaze pe care le lăsăm acolo și nu există perspectivă să le aducem în economie în momentul de față. Pe partea cealaltă, să nu uităm că lunile de vară în general și nu doar la noi sunt luni în care se consumă foarte multă energie electrică. Dacă încălzirea o mai poți face cu alternative, inclusiv centralizate, răcirea în apartamente se face cu aer condiționat care consumă foarte mult curent electric, ventilatoare și așa mai departe. Deci există o presiune foarte mare în momentul de față pe cerere, este sezonieră, ține de piață în general vara, nu e ca iarna. Creșterea prețului la energie nu e doar la noi, e cam în toată Europa și văzusem de unăs că grecii plătesc, de exemplu, în momentul de față, prețul cel mai mare la energie electrică din țările astea mai apropiate de noi și nu doar grecii. Și noi suntem evident pe acolo. Problema la noi este că noi suntem mai săraci. Păi dacă mi-amintesc bine, grecii n-au rețea de gaze. Exact. Noi suntem însă mai săraci decât grecii și atunci pentru noi se vede mult mai mult această scumpire. Repet, pentru mine soluția ca economist este să creăm alternative, nu să distrugem alternative, să ne creștem independența energetică, să folosim orice resursă energetică avem în momentul de față la dispoziție și să facem investiții masive în producția de energie, pentru că noi avem în momentul de față foarte multe restanțe pe producție de energie. Noi, însemnând producătorii privați, cu siguranță, ei trebuie să fie aduși la masă și puși să investească. Domnule Căciu. Da. PSD-iștii n-au făcut investiții. Au venit peneliștii de 2 ani stau. Până când se fac investițiile, prețurile le lăsăm să crească? Păi, și nu la producție mă refer, că noi acolo, domnul profesor vorbește foarte corect.
Noi trebuie să diversificăm oferta, să avem o producție, astfel încât această producție să aibă un cost mai scăzut, iar intermediarii, adică furnizorii, da, care cumpără de pe bursă și ne vând nouă, ar putea să plece de la un cost mai scăzut și atunci automat noi vom avea un preț. Da. Dar noi nu avem în momentul ăsta, noi nu asta e marea problemă. Problema este că de la bursă până la noi se introduc 65% adaus. Cine, ce face pentru acest adaus și de ce acest adaus, profiturile, nu se investesc în România? Vreți să discutăm cu nume și pronume despre furnizorul francez de gaz, despre furnizorul de la electricitate? Ce fac ei cu acești bani? Și n-am nicio problemă ce fac, să facă ce vor. Problema este și permite, eu aici nici nu vreau să mă refer la consumatorul casnic, la om. IMM-urile dau, o să dea faliment. În momentul ăsta toți cei implicați în producție și procesare. Și eu sunt consultant la 4 firme de procesare. Aceste firme mor pentru că îmi cresc costurile de la 1% cât este prețul energiei în mod normal în costurile unei companii, acum se duc la 3,5%. Pune la asta și problema salariaților și toate problemele și vezi după aia scumpirile din spate. Da, momentul în care e o marjă de profit marginală este clar. Astea sunt probleme, da. Nu avem timp să așteptăm până atunci. Doamna Plășeanu, să facem investiții, dar lămuriți-mă pentru că sunt câțiva termeni care se bat cap în cap. Vorbim pe de-o parte despre liberalizare, dar, hai să zicem, există o autoritate care reglementează și, pe de altă parte, e propunerea multora de plafonarea prețului în momentul în care crește peste 30%, să zicem, la iarnă sau cu cât va mai crește, pentru haideți că să luăm tot vorbim. Și ce înseamnă plafonare? În primul rând, haideți să vedem ce e în factură. În factură, o treime, într-adevăr, circa 35%, reprezintă prețul mărfii, prețul energiei electrice, prețul cu care furnizorul cumpără de la producător. Până ajunge la client, într-adevăr, o altă treime reprezintă tarifele de transport și distribuție, care sunt reglementate, sunt stabilite de autoritatea de reglementare și înseamnă mentenanța și investițiile în rețelele de transport și de distribuție pentru a transporta energia pe rețeaua de transport și pe rețeaua de distribuție, iar ultima treime reprezintă taxe și impozite, bonusul de cogenerare, certificatele verzi pe care le plătim pentru că susținem energia din surse regenerabile, acciză și TVA. Deci, numai o treime reprezintă energia ca atare. Marja furnizorului este variabilă și este, nu iau apărarea nimănui, dar este relativ mică pentru că este concurență între furnizori și nu au interes să aibă marje mari de profit. Și atunci de unde pentru aceste creșteri? Deci, odată a crescut treimea aceea care reprezintă marfa ca atare, prețul energiei pe bursă. Aici, dacă e să facem o analiză și deja cred că intrăm în niște detalii mai tehnice, este o problemă structurală despre sistemul energetic, cum a evoluat în ultimii 30 de ani. Și n-aș vrea să intru în foarte multe detalii, decât pe scurt, în anii 90, într-adevăr, noi am spart, unde am avut un singur colos, erau toate la un loc, producția, transportul, distribuția și furnizarea, era o singură companie înainte de 90. 25 de bani, nici nu plăteam prețul real al energiei. N-aș vrea să ne aducem aminte că nu plăteam nici măcar costurile de producție ale energiei, dar ne amintim cum se întrerupea curentul pentru populație și avea întâietate industria. Între timp lucrurile s-au inversat. Acum nici nu mai avem voie să deconectăm sau să întrerupem curentul la populație. Dar revenind, în anii 90 s-a făcut o spargere a sectorului energetic. Și sectorul de producție s-a separat transportul, s-a separat distribuția și în ultimii ani s-a separat și distribuția de furnizare. Zic în ultimii ani pentru că asta s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani, când a venit o directivă care a spus că trebuie să facem separarea între distribuție și furnizare și și-au schimbat inclusiv denumirile pentru a nu exista confuzie între operatorul de distribuție și cel de furnizare care aparține aceluiași grup. Dar revenind, noi am spart sectorul de producere a energiei electrice după resursa energetică și am pus în ziua de astăzi să facă concurență pe bursă producătorul din surse fosile, din cărbune, cu producătorul care produce din apă, hidro, cu cel din surse regenerabile, cu nuclearul, ceea ce din start, fără să fii specialist, îți dai seama că este o concurență inegală, e o luptă inegală între companii care produc același produs, dar cu costuri
diferite. Diferite de la cer la pământ. Evident că a venit și această presiune peste producătorul din cărbune și știm foarte bine că se vorbește despre taxa aceasta suplimentară, certificatele de CO2, de dioxid de carbon, pe care le plătesc toți producătorii din Europa, pentru că mai ales în Europa avem această presiune, că am introdus o schemă de tranzacționare a acestor certificate și anul trecut certificatul care se plătește per tona de CO2 emis. Anul trecut era de 22 de euro, acum este 58 de euro. Deci, vorbim deja o triplare a acestui preț. Unde s-a dus presiunea? Pe prețul energiei produse din cărbune. Acum, ei se duc toți pe bursă. V-aș mai completa cu ceva. O spune un analist economic de la noi, un om care știe ce spune, zice așa că avem și una dintre cele mai scumpe ape destinate producerii de electricitate. Am scumpit-o în ultimul anul trecut am scumpit-o. Dar da, a fost și aceste condiții rămâne încă. Să știți că a fost și sancționat hidro. Cel mai sancționat e hidro. Să știți, uitați-vă să vedeți. Bun, despre ce haideți să tragem o concluzie pentru că până la urmă vorbim despre noi. Și clientul final plătește, nu plătește altcineva. Deci, în concluzie, piața se închide zilnic la prețul marginal, cel pe care îl indică cea produsă din cărbune. Mai e o singură problemă și cu asta închei. Modul cum se fac tranzacțiile pe bursă. Pentru că tot prin legislație i-am obligat pe producători să se mute încet, încet pe piețele acestea pe termen scurt, se tot vorbește piețe sport, sunt piețe pe termen scurt, pe o zi sau chiar în interiorul aceleia zi, în loc să le permitem să facă contracte pe termen lung, cum a fost până în 2012. De frica băieților deștepți, am interzis contractele pe termen lung. Ce însemna contracte pe termen lung? Că fiecare își vindea o producție și avea și el o stabilitate financiară și știa că se poate baza pe o sumă să facă investiții. Chiar și cei din cărbune știau că dacă vând energie pe 3 ani, pe 5 ani, se pot baza pe anumite sume pe care le vor lua de la furnizori. Le-am interzis. O fi bine, o fi rău. Și acum, deci piața pe termen scurt de la câteva procente... Și acum speculează toți pe termen scurt. E și normal că în momentul când ai o marfă care o vinzi pe motorii 5 ani, o vinzi cu un anumit preț, te reglezi în timp, dar în momentul când o ai pe termen scurt... Un termen interesant de a specula. Da, problema este că au fost cei care au viciat sistemul. Viciat sistemul în anii precedenți. Și de aici a apărut discuția și publică, și penală, și de toată natură, și politică, și am ajuns în situația asta. Dar vreți să vă spun care este problema? Clientul final va plăti. Păi da. Aia e problema. Domnule Păun, vă simțiți protejat de stat, de Ministerul Energiei, de guvern? Bun. În primul și în primul rând trebuie spus așa. Pe piață există o autoritate care trebuie să-și facă treaba. Ea trebuie să reprezinte interesele consumatorilor, interesele producătorilor și să fie instrumentul sau cel puțin mediul de negociere între cele două părți. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că energia este mai verde, deci mai scumpă. Trebuie să înțelegem că noi nu facem investiții în producția de energie de ceva vreme și trebuie să înțelegem că resursele energetice care ne-ar putea salva, deocamdată le ținem în afara sistemului economic. Eu, prin toate aceste lucruri care nu se întâmplă corespunzător în România, da, nu mă simt nici reprezentat și nici protejat în momentul de față și cu siguranță nu va fi ultima dată când ne vom plânge sau cel puțin vom rămâne stupefiați la vederea acestor prețuri care într-adevăr cumva încep să o ia razna. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Nu liberalizarea este de vină la ceea ce se întâmplă în momentul de față în piață. Pentru că văd pe toată lumea spunând, domnule, liberalizarea e de vină. Nu. Modul în care am făcut această liberalizare, fără să o însoțim de investiții în producție, fără să o însoțim de redarea gazelor de la Marea Neagră, circuitul economic etc., liberalizarea aceasta făcută, de fapt, își arată colții în momentul de față. Da. Pensionarii ce trebuie să facă? Pensionarii să-și plângă soarta, pentru că atâta timp... Să nu mai consume, nu? Păi, da, pentru că cel mai ieftin kilowatt e ăla neconsumat, clar. Da. Nu, gândiți-vă că liberalizarea asta care a făcut să explodeze prețurile ne pune pe noi să plătim din salarii și pensii blocate. Salariile și pensiile sunt înghețate, deci ele nu că sunt înghețate, ele practic scad
pentru că orice cost va crea, orice va costa mai scump și vor ajunge, gândiți-vă ce fac pensionarii ăia care au 1000 de lei pensie după o viață de muncă. Și primesc factura de 6.000, nu? Și poate s-o primească și de 300, că tot e mult. Când el știe că a plătit 80 de lei. Aia e problema. Asta e păi da, și ajungem la... Gândiți-vă că oamenii... Deci să știți că problema nu este factura de 30.000 de lei. Problema este că la fiecare pensionar va veni factură de la 50 de lei cât plătea în timpul verii. Va veni la 150 sau 180 de lei pentru un pensionar cu nivelul de venituri care au majoritatea. Deci la ce ne raportăm, domnule Căciu? La venit... La consum? La un atac la puterea de cumpărare și, această discuție pe energie, putem înțelege toate argumentele și sunt argumente obiective, dar și argumente, deci este și speculă în piață, iar reglementatorul absolut nu-și face treaba, cred că toată lumea poate fi de acord. Dar această explozie de prețuri are un efect în lanț asupra întregii economii. Inflația, la acest moment, adică la acest moment, în prognoza de decembrie, riscă să sară de 7% cu un efect de antrenare și pe anul viitor de peste 5%. Pentru că mai avem două valuri de scumpiri. Unul care se întâmplă acum în septembrie, a început să se întâmple pe expirarea contractelor concurențial pe gaz și avem gigacaloria care vine imediat în octombrie. Iar în ianuarie avem din nou înnoirea contractelor care au fost făcute anul trecut pe electricitate cu o prognoză de 25% la genul de ofertă. Că poate să fie 15, dar media calculată de unii experți e 25. Asta înseamnă o presiune mare pe inflație. Când am o inflație mare, deja eu am un atac la puterea mea de cumpărare, nu la mea, dar celor care sunt mai vulnerabili. Atunci. Adăugând efectul asupra prețurilor la alimente, la medicamente. Apropo, să știți că medicamentele s-au scumpit cu 25%. Da. Una dintre cauze fiind și prețul la energie, pentru ce mai avem și noi producție farma în România, pentru că producția farma este un mare consumator de energie. Poate lumea nu știe. Acolo unde mai avem și noi ceva producție. Deși am uitat de taxa de club. Avem costuri foarte mari. Da? Da. Acest efect de antrenare în lanț ne va da o problemă foarte complicată la an. Pentru că vedeți, dumneavoastră, vorbim foarte lejer de legea consumatorului vulnerabil. Este o lege care ar trebui să fie într-o dinamică, nici măcar într-un plafon, nici măcar într-o zonă în care acum dai 500 de lei și rămâne legea așa. Pentru că prețurile sunt tot dinamică, trebuie să fie pondere din factură. Problema că lucrurile nu vor mai putea fi suportabile de către consumatorii care nu pot... Nu au de unde, pentru că veniturile nu cresc cu aceeași viteză, dar mai ales de industrie și de economie, pentru că noi nu avem o economie cu randamente mari. Noi avem, așa este economia noastră, economie de consum, o economie de intermediere. Este modelul economic care nu s-a lucrat. Adică o să trăim ca să plătim facturi, cum ar veni. Atât. Aici e marele risc. Și ce va mai e o chestiune. Costul de compensare va fi mai mare al statului. Statul se va trezi cu toți antreprenorii la ușă, pentru că la consumatori pensionarii vor veni pensii, vrem salarii. Dar pe termen scurt, antreprenorii vor veni și zic, domne, eu nu mai pot să-mi duc business. Dar cât ajutor direct să ai și către persoanele fizice și către persoanele juridice? Guvernul în momentul ăsta. Cât ajutor poți să dai ca stat? Da, cât ajutor poți să dai? Statul liberalizează piața. E corect asta? Și apoi intervine în piață. Da. Foarte interesant. Bun. Și un efect pervers pe care îmi permit să-l notez eu de la ce spunea domnul Căciu. Cu inflația galopantă, în fine, la 7% deja este o problemă. Mai e ceva din ce spunea și doamna Vlășteanu. Statul în momentul de față, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, din acea treime din factură, eu cred că este interesat ca prețurile acestea și aceste tarife să fie mai mari. Bun, așa spun. Pentru că logic, în cazul mai spun mult. Toți, domnule, așa spun toți, că va fi o creștere la veniturile bugetare. Aici, corect. Domnule, așa spun toți. În empirismul unor așa spun toți. Pe la guverne, că au fost și în trecut, mai sunt și acum, mai ales domnul Vulceanu este un elitist în economie. Cred că dacă ai inflația și ai veniturile mai mari, stai mai bine. Așa spun toți. Problema este că și cheltuielile tale sunt afectate de inflație și undeva lucrurile astea se compensează. Cea mai mare problemă este la creșterea economică, pentru că atunci, în momentul acela, între PIB-ul nominal și PIB-ul real, intervine o diferență atât de mare încât nu mai poți să te duci și să ai garanțiile necesare pentru a susține economia în viitor.
că este vorba de împrumuturi, că este vorba de dobânzi, că este vorba de multe... Să mai facem? Când unde mai există competitivitate economică? Da. Când ne vom stabiliza ca balanță? Când vom reuși să ajungem la un sistem? Că asta este, statul intervine. Dar cât poți să mai ajuți direct clientul final cu cheltuieli ale statului care vor fi din ce în ce mai mari? Și vedeți ce împrumuturi avem la ora asta. Da. Domnul profesor Păun a ridicat două degete. Eu ce aș face în momentul de față, aș reduce acciza sau aș scoate-o de tot și aș reduce drastic TVA-ul la energie, mai ales pentru populație. Deci aș merge ca stat, pentru că statul oricum încasează un fel de taxă pe zona de transport. Firma care transportă energie electrică e în bună măsură o firmă de stat, da? Și oricum el are aici o taxare. Aș scoate de tot accizele din energia electrică și aș reduce TVA-ul până zona TVA-ului de alimente. Cu o singură condiție. Uite, aș susține exact acest lucru, impozitele indirecte să fie TVA-ul, domnul Căciu. Dar cu subcondiția că adaosul furnizorului de la bursă până la consumator să nu depășească 20%. Păi tocmai s-a spus aici în emisiune că ăla-i foarte mic, pentru că ăștia sunt ofertele, mele cu 75%. Bine, înțeleg asta. Ideea e în felul următor. Poate fi un caz punctual. În loc să plafonăm prețul sau în loc să dăm ajutoare la energie, haideți să scădem acciza, că e mai sănătos așa. Ajutoarele sunt aiure. Da, dar să nu crească nici adaos. Păi da, dar ce spuneți o altă paradigmă, pentru că noi avem un guvern acum, bine, este în continuare în funcție, care vede numai pe creștere, venituri bugetare până la cer. Se bazează veniturile bugetare exact pe consumul ăsta. Dumneavoastră vreți să-i spuneți că pe ultimul trimestru să renunțe la veniturile care le așteaptă. Mai bine vine cu o decizie, cum a spus un ministru energiei. Dom'le, lăsați, dom'le, că vin facturile de prin noiembrie-decembrie. Noi vă dăm din ianuarie și închidem și noi anul bine ca să ne lăudăm la cine. Nu știu la cine să ne lăudăm, că noi știm realitatea. O paranteză, mă scuzați, știu că este timpul foarte scurt. Să știți că se vând foarte multe gogoși. Și legat de compensarea în factură. Compensarea în factură pentru cetățenii al lui Popescu, de care vorbește, este ajutor de stat. Pe cum? Trebuie aprobat de comisie. Notificat la Comisia Europeană. Legea consumatorului vulnerabil, politicienii nu vorbesc și mie îmi pare foarte rău. Pentru că s-ar putea ca pensionarii care au așteptare că vor avea această lege, trebuie notificată la comisie potrivit directivei energiei. Nimeni nu face niciun demers. Acum oamenii se ceartă pe funcții și pe ficuși. Deci lumea trebuie să știe că s-ar putea să ne trezim doar cu iluzii și să ne pregătim. Mai bine ținem banii la ciorap. Și să fim pregătiți să le plătim. Bani, că oamenii anume. Pentru consumatorii fizici, cel puțin legea și este legea consumatorului vulnerabil de energie. Titlul legii acesta este. Doar în două vorbe că a întrebat cineva. Legea aceasta are la bază o ordonanță prin care s-au acordat ajutoarele de încălzire în ultimii 8-9 ani. Este practic transpusă și extinsă și pentru energie electrică și pentru restul anului, se dă o sumă fixă. E adevărat că e legată de venituri, dar să fii sărac energetic, în stare de sărăcie energetic, nu este legat doar de veniturile pe care le ai per familie sau persoană care locuiește singură. Și o persoană sau o familie care consumă puțin și sunt, din datele statistice, circa 5 milioane de consumatori din cei 8 sau cele 8 milioane de consumatori la energie electrică, consumă 47 de kWh pe lună. 47 de kWh este un bec și un frigider, să zicem. De ce consumă puțin? Pentru că nu-și permit să-și cumpere nici echipamente, nici, eu știu, electrocasnice în casă. Asta înseamnă sărăcie până la urmă și ne întoarcem energetică. De unde am pornit. Domnule Păun, aveți ultimul cuvânt. 20 de secunde, vă rog. Da, vreau să spun că scoaterea accizei și reducerea TVA-ului din energie nu are nevoie de notificarea comisiei. Aia e clar, pentru că sunt taxele, sunt clare ale statului național. La ajutor de stat. Dar nu mai este creșterea aia de venituri la sfârșitul anului. Știți foarte bine că omul se gândește că se duce până la cer. Aia e problema. Consumatorul vulnerabil. La ce ne gândim? La cine? Păi eu m-aș gândi la populație, că nu poți să mergi. Domnul profesor, mă gândesc la populație, că nu poți să mă gândesc numai pe o creștere care oricum aia nu este reală și nu este corectă, că e numai pe consum. Adică după ce tu ții îngropate gazele de la Marea Neagră și nu încurajezi investițiile, după aceea tot grija ta soamnă. Aici rămânem cu discuția. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Timpul s-a terminat. Nu se taie curentul. Da. Sperăm. Să sperăm, da. Vă mulțumesc. Numai bine.